În seara aceasta citim Cuvântul Lui Dumnezeu de la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 41. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Amin. E greu de crezut în seara aceasta că eu o să vă pot ajuta cu ceva. Dumneavoastră ați venit aici răniți, loviți, cu lupte pierdute, bolnavi, cu probleme în conjuncturi dificile și eu le am pe ale mele. E greu de crezut că eu o să vă pot ajuta, dar există cineva care ne poate ajuta pe toți. Amin. Așa că nu putem începe slujba aceasta de predicare, de ascultare și de trăire. Cei mai mulți oameni vin să asculte cuvântul, nu vin pregătiți să-l trăiască. Rugați-vă în această rugăciune: Doamne, dacă îmi descoperi ceva, când plec vreau să trăiesc. Amin. Nu doar să fim consumatori de predici. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, să cerem ajutorul și sprijinul Său în lucrarea aceasta de vestire, de auzire și de trăire a Cuvântului Sfânt. Ne rugăm cu toți. Un verset din Sfânta Scriptură spune: cercetați Scripturile, că socotiți că în ele aveți informație. Vreau să vă spun că atunci când deschidem Scripturile, putem să găsim informație, putem să găsim cunoștință sau putem să găsim viață. Eu tot spun lucrul acesta: Biblia nu este o carte de citit, pentru că nu este un ziar. Biblia este o pâine care trebuie să o mâncăm, pentru că avem nevoie de viață. Informația sau cunoștința vă va îngânfa, vă va face capul mare și dacă dați cap în cap o să vă doară după aia. Dar dacă primiți viață, o să trăiți prin asta. Dacă mergeți la un restaurant, de exemplu, și vă dă o carte de meniuri și dumneavoastră citiți toate meniurile și le învățați pe de rost, cu ce vă ajută? Deci vă dă cartea de meniuri, citiți toate meniurile și le învățați pe de rost. Vă ajută cu ceva? Dar ce vă ajută? Dacă mâncați. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu este o pâine în care se coboară din cer ca să ne dea viață. Eu nu-mi doresc în seara asta să aveți părtășie cu informația. Eu îmi doresc să aveți părtășie cu viața din Cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta v-am citit o secvență dintr-un eveniment pe care noi de obicei îl numim intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Secvența aceasta care a fost prezentată în cuvânt îl prezintă pe Marele Rege Iisus Hristos plângând. Acum dumneavoastră trebuie să știți, regii când intră undeva nu plâng. Ei ordonă, dau dispoziții și poruncesc, nu plâng. Trebuie că ceva a lovit atât de puternic inima regelui de a stors lacrimi din ochii lui. Trebuie că ceva a frânt inima regelui de l-a făcut să plângă. De aceea, subiectul din seara aceasta este o întrebare la care căutăm să răspundem: de ce plânge Dumnezeu? De ce plânge Iisus? Ce îl îndurerează? Ce îl întristează? Ce îl frânge? Ce lovește inima lui Dumnezeu? Bineînțeles că nu mai are lacrimi fizice ca atunci, dar eu cred că Dumnezeu este în suferință aproape în fiecare zi din cauza noastră. Nu știu dacă Dumnezeu are vreo zi în care să nu simtă întristare din cauza noastră. De ce plânge Dumnezeu? Acum, dumneavoastră, cuvântul din seara aceasta este un cuvânt foarte simplu. Gândiți-vă că Domnul Iisus Hristos a vrut să intre în Ierusalim și să facă din Ierusalim regina Lui. Și Ierusalimul a reușit performanța asta negativă, efectiv să-L scoată pe Hristos afară din cetate și să-L pună pe cruce. Asta l-a îndurerat atât de tare și îl îndurerează și astăzi. Voi sunteți Ierusalimul lui Dumnezeu de 2000 de ani. Și Hristos caută să intre în noi și oricine refuză iubirea lui Dumnezeu reușește succesul ăsta negativ să-l facă pe Dumnezeu să plângă. Eu am auzit oameni care spun că n-am făcut rău la nimeni. Ascultați-mă, nu trebuie să faceți niciun rău în viață. Dacă reușiți să-L faceți pe Dumnezeu să plângă, ați reușit să faceți cel mai mare rău din lumea aceasta. Și trebuie să știți că Dumnezeu este întristat, Hristos este îndurerat atunci când cineva refuză iubirea Lui. Acum, nu știu dacă dumneavoastră știți ce înseamnă o poveste de iubire, pentru că nu știu dacă toți v-ați căsătorit din iubire, din dragoste. Dar să presupunem că cei mai mulți v-ați căsătorit din iubire. O poveste de iubire sună cam în felul următor. Eu mă îndrăgostesc de cineva. Și se creează un magnet față de persoana aia, un lipici față de persoana aia și eu mă topesc în persoana cealaltă. Un om care se îndrăgostește nu mai există. Cântarea Cântărilor spune, prea iubitul meu este al meu și eu nu mai sunt. M-am topit efectiv în celălalt, acționez în funcție de celălalt. Mă trezesc cu gândul la el, mănânc cu gândul la el, mă culc cu gândul la el. Ei, când se creează magnetul ăsta față de o persoană, când se creează lipiciul ăsta, când mă topesc în cealaltă persoană și este reciprocă, adică și persoana respectivă în ea se creează un magnet față de mine, se creează un lipici față de mine și se topește în mine, cei doi se topesc unul în altul și nu mai rămân decât o singură ființă. Asta însemnează o poveste de iubire. Ei, dar nu știu dacă dumneavoastră știți ce însemnează o tragedie în iubire. Tragedie în iubire însemnează că eu mă îndrăgostesc de cineva, se creează lipiciul, se creează magnetul, mă topesc în persoana respectivă și ea zice, cine ești? Dispari. Pleacă! Nu te vreau! Ascultați-mă, tragediile în iubire sunt atât de greu de suportat că unii se pun pe bloc și se aruncă fără parașută. Este atât de greu de suportat că beau un pahar de otravă și au terminat-o cu viața. Nu pot! Mă gândiți-vă care sunteți tineri, dar e foarte greu de suportat o tragedie în iubire. Ei, trebuie să știți, asta prezintă Biblia, o tragedie în iubire. Gândiți-vă că Hristos s-a creat un lipici față de Ierusalim, s-a creat magnetul față de Ierusalim, da? Se topea pentru Ierusalim și Ierusalimul zice, cine ești? Ești afară, pleacă! Și l-au scos afară și l-au pus pe o cruce. E asta se numește o tragedie în iubire. Lucrurile se măresc mai mult dacă dumneavoastră înțelegeți cine era Ierusalimul. Dacă pot să afișez Ezechiel, capitolul 16, versetul 3, ni se spune cum a luat naștere Ierusalimul. Că despre Hristos știți, perfect, imaculat, puternic, tot înțelept. Dar cine era Ierusalimul? Ia auziți ce spune la versetul 3. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către cetatea Ierusalimului. Prin obârșia și nașterea ta ești din țara cananiților, tatăl tău era amorit și mama ta hetită. La naștere, vorbește despre Ierusalim, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat, n-ai fost căldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine, Ierusalime, ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri, din milă pentru tine. Și ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbă era de tine în ziua nașterii tale. Adică Ierusalimul când s-a născut era fără șansă, abandonat, a zvârlit într-un câmp, se tăvălea în sânge și era aproape să moară. Deci fără nicio șansă. Și acum fiți atenți ce zice versetul 6. Atunci eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Și Ierusalimul a început să trăiască și a început să se dezvolte și a ajuns de o frumusețe de a cucerit toată planeta. Și în momentul ăsta, Hristos vine să intre în Ierusalim. Și Ierusalimul zice, cine ești? Pleacă, n-avem nevoie de tine. Nu să puteți înțelege această tragedie. Un nimeni, care nu mai trebuia nimănui, cineva abandonat, uitat, tăvălit în sânge. Și Dumnezeu a zis, trăiește! Și Ierusalim a început să trăiască. Și când Hristos a vrut să intre, Ierusalim a spus, cine ești? Vreau să vă întreb, dumneavoastră, cum de-ați ajuns aici în seara asta? Puteți să-mi spuneți. Sau, hai să vă pun altă întrebare. Cum de-ați reușit să vă treziți azi dimineață? Ați reușit azi noapte să faceți vreun plămân să funcționeze? Vreo inimă să bată? Vreun creier să oxigeneze? Ați putut? Și cum de v-ați trezit? Vă spun eu, a spus ceasul să sune. Restul a făcut Dumnezeu. Și acum când Dumnezeu vrea să intre în tine, tu spui, cine ești? Nu te cunosc. Ei, trebuie să înțelegeți, aceasta este o tragedie în iubire și lucrul acesta creează durere în inima regelui. mai ales dacă știi cine este regele și cine este Ierusalimul. Ei, atunci când noi refuzăm iubirea lui Dumnezeu, reușim performanța aceasta să-L facem pe Dumnezeu să plângă. Am văzut odată o poveste foarte frumoasă despre doi tineri care s-au iubit, s-au căsătorit, dar erau ambii săraci, dar învățau foarte bine. Și au discutat amândoi ca unul să meargă la facultate și celălalt să muncească. Și ea și-a găsit mai ușor de muncă, iar el a plecat la facultate de medicină. După 6 ani de zile de medicină la facultate, el era cel mai bun student, dar ea era o femeie îmbătrânită de zile, cu riduri și cu bătături. După 6 ani de zile, decanul facultății l-a chemat pe el, cel mai bun student, și a spus: o să fie o festivitate de premiere și va trebui să mânezi diploma pentru cel mai bun student și tu ești. Ar fi bine dacă la festivitatea asta de premiere ți-ai invita și soția să vină. Și el a început să gândească, voi zice, toți când o să vină în sala de festivități, o să vină cu soțiile, profesoare, inginere, doctorițe. S-a dus acasă, a uitat la soția lui îmbătrânită de zile, s-a uitat la soție și a spus așa, zice: draga mea, vreau să spun ceva. Noi doi nu ne potrivim și trebuie să ne despărțim. Ea s-a uitat la el cu lacrimi în ochi, cu durere în inimă și a zis: auzi, eu te înțeleg. Ți-e rușine cu mine, tu o să ajungi un doctor renumit și eu sunt urâțită și îmbătrânită de zile. Deci, uite, poți să pleci, dar înainte ca să pleci vreau să faci un singur lucru. Vreau să te pui în genunchi și să săruți mâinile astea care 6 ani de zile te-au ținut în școală. Zice că el s-a plecat pe genunchi, a sărutat o mână și când a vrut să sărute pe cealaltă și a luat soția în brațe plângând și a zis: nu pot, tu ești cea mai frumoasă soție. Am să te iau și am să te duc să te prezint tuturor colegilor mei. Și a dus-o în sala de festivități și a pus-o pe prima bancă. Probabil că toți au râs de el. Dar uimirea a fost atunci când decanul facultății l-a invitat pe scenă să-i mâneze diploma pentru cel mai bun student. Când a ajuns în fața decanului, l-a lăsat pe decan cu mâna întinsă și nu a luat diploma. Și a spus: domnule decan, vă rog frumos să așteptați o clipă. Spre uimirea tuturor, s-a dat jos de pe scenă și a luat soția de mână. A urcat în fața decanului și a întins mâna soției și a spus: domnule decan, puneți diploma în mâna ei, că ea merită totul. În momentul ăsta toată sala a început să aplaude, pentru că cineva a știut să aprecieze iubirea. Ascultați-mă, în seara asta sunteți liberi să plecați, să vă continuați viața. Puteți să vă distrați, puteți să vă bucurați în tinerețe, dar ascultați-mă, o să lăsați aici un Dumnezeu plângând. Puteți să faceți lucrul ăsta, dar înainte ca să plecați, trebuie să vă așezați în genunchi și să sărutați mâinile care au stat străpunse pentru dumneavoastră la cruce și ești liber să pleci. Dar s-ar putea în seara asta să îngenunchezi, să spui: nu pot să fac lucrul ăsta. Am să te prezint tuturor colegilor mei. S-ar putea să le iei în brațe pe Hristos și să plângi tu și să lași un Dumnezeu bucuros. În seara aceasta vei reuși unul din două lucruri. Ori să pleci aici să lași un Dumnezeu plângând, ori să plângi tu și să lași un Dumnezeu bucuros. Dar ascultă-mă, oricine refuză iubirea lui Dumnezeu, reușește marea performanță negativă să-L facă pe Dumnezeu să plângă. Dacă vrei să lași un Dumnezeu plângând, ești liber să o faci. Dar dacă îngenunchezi, vei lăsa un Dumnezeu bucuros, chiar dacă în ochii tăi va fi o lacrimă. Deci toți cei care refuză iubirea lui Dumnezeu, îl fac pe Dumnezeu să plângă. Dar nu doar cei care refuză iubirea lui Dumnezeu, și cei care părăsesc iubirea lui Dumnezeu. Poate că sunteți dintre dumneavoastră, nu sunteți toți prieteni în seara aceasta să refuzați iubirea lui Dumnezeu, dar poate sunteți oameni cu legământ. Vreau să vă spun un lucru. Oricine părăsește iubirea din legământul care l-a făcut cu Dumnezeu, reușește să-L facă pe Dumnezeu să se întristeze și să plângă. Eu nu știu dacă v-aș întreba în seara aceasta câți dintre dumneavoastră vreți să-L părăsiți pe Dumnezeu? Niciunul. Dar ce credeți, că Petru voia? Și Petru a zis tot ca dumneavoastră. Nu. Și s-a lăsat. Cei mai mulți dintre noi nu înțelegem ce însemnează să-L părăsim pe Domnul. De aceea aș vrea să vă citesc câteva versete de la Ieremia, capitolul 2, Dacă vă să afișez versetul 12, Ieremia 2:12, este un verset uluitor aici, Ieremia 2:12, și spune așa: mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. Dumneavoastră vă puteți imagina ce scrie aici. Acum gândiți-vă și dumneavoastră, Dumnezeu vorbește cu cerurile. Păi trebuie că ceva afrânt inima lui Dumnezeu, deci Dumnezeu, lasă-te rog versetul acolo, de Dumnezeu începe să vorbească cu cerurile și le zice la ceruri: mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. Adică cum să se îngrozească cerurile, să se înspăimânte cerurile, dar ce s-a întâmplat? Pune versetul următor, 13. Ce căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine. Ascultați-mă, când cineva părăsește legământul în iubirea lui Dumnezeu, îl face pe Dumnezeu să vorbească cu cerurile, să se îngrozească cerurile. Dar haideți să vedem ce însemnează să-L părăsim pe Dumnezeu, care sunt pașii, că dumneavoastră niciunul vreți să-L părăsiți pe Dumnezeu, dar s-ar putea marea marjă care stați aici deja să fi făcut pași în părăsirea lui Dumnezeu. Pune-te, rog, dacă poți, Ieremia, capitolul 2, versetul 27, în partea B, în partea finală, este primul pas care duce la părăsirea lui Dumnezeu. Iau ce zice, că cei îmi întorc spatele și nu se uită la mine. Deci, știți care e primul pas în părăsirea lui Dumnezeu? Momentul când nu mai ești atent la Dumnezeu. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să mergeți cu cineva pe stradă, cu soția, și dintr-o dată te captează ceva, te cucerește ceva, începi să vorbești cu cineva, să intri într-o discuție și la un moment dat te trezești și te uiți la soție și zice: scuză-mă, draga mea, n-am fost atent, îmi pare rău. Efectiv, te-ai întors cu spatele și n-ai fost atent, nu te-ai mai uitat la ea. Vi s-a întâmplat asta? Dar ăsta e primul pas în părăsire, să știți. Primul pas în părăsire, să știți, și bărbații și femeile. Și în relația cu Dumnezeu, când nu mai ești atent și ai întors spatele și nu te mai uiți la ea sau la el, ăsta e primul pas. N-ai mai fost atent. Vi s-a întâmplat asta cu Dumnezeu? Vi s-a întâmplat vreo zi să vă cucerească ceva, să vă capteze așa de tare, încât un moment de neatenție, captat, captivat de ceva, ți-ai întors spatele către Dumnezeu și nu te-ai mai uitat la el? Ei, ăsta e primul pas în părăsire și știți că asta îl rănește pe Dumnezeu. Dar fiți atenți ce scrie în continuare. Dar când sunt în nenorocire, ce fac? Nu e interesant. Când suntem în nenorocire, ne întoarcem din nou cu fața la Dumnezeu și strigăm: scoală-te și scapă-ne! Acum vreau să vă întreb, sunt bune nenorocirile? Vreau să că noi în nenorocire ne întoarcem cu fața și ne uităm la el. Cum sunt momente bune, neatent, nu ne mai uităm la el. Păi, a fost bună pandemia. E bună boala, câteodată necazul. Auzi, acolo ne uităm la el, suntem atenți și strigăm: scoală-te! Scapă-ne! Ei, cum trece nenorocirea? Iar uităm. Ăsta e primul pas în părăsire. Pune-te, rog, și versetul 32. Tot partea finală. Zice: dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Vedeți, prima dată este o mică neatenție. Te întorci cu spatele, nu te uiți la el, dar el e lângă tine. Al doilea pas este că uiți de zile fără număr. Vi s-a întâmplat vreodată 2 zile consecutive să nu citiți din Biblie? Să nu aveți timp de rugăciune. Și ce credeți că a fost asta? L-ați părăsit pe Domnul. Asta înseamnă părăsirea lui Dumnezeu. N-ai fost atent la el, nu te mai uiți la el. După aia zile fără număr uiți de el. Și asta îl face pe Dumnezeu să plângă, întristează inima lui Dumnezeu. După aceea este versetul 5, 2:5, unde tot în partea finală este al treilea pas, zice: de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei însuși de nimic. Observați, prima dată nu ești atent, nu te mai uiți la el. A doua oară de zile fără număr uiți de el. După aia începi să te depărtezi din ce în ce mai mult și mergi după nimicuri și ajungi tu însuși de nimic. Și apoi este versetul 8, tot partea finală, în care zice: au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. Și te miri: băi, uite ăștia, mă, nu mai caută pe Dumnezeu, alergă după alți Dumnezei. Dar au fost niște pași care duc acolo. Ei, trebuie să înțelegeți, oricine dintre noi care întoarce spatele și nu e atent la Dumnezeu, nu se mai uită. De zile fără număr ai uitat, te-ai depărtat și după aia alergi după Dumnezei străini. Ei, oricine a părăsit dragostea din legământul ăsta și a făcut unul din pașii ăștia, reușește succesul să-l facă pe Dumnezeu să plângă. Asta îndurerează inima lui Dumnezeu, că părăsești iubirea din legământ. N-ai fost așa la început. Erai atent la El. În fiecare zi te uitai la El. Nu alergai, nu te depărtai de El. Dar știți care e frumusețea? Că Dumnezeu, chiar dacă am făcut pași spre părăsirea Lui, El tot ne caută. Fratele Richard vorba, am avut odată o predică care m-a prins pe mine în momentul ăla. Dânsul spunea, zice, ați auzit multe predici despre Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Dar zicea fratele Richard, ați auzit vreodată vreo predică despre nebunia lui Dumnezeu? Dar știți că nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât toți oamenii. Dar cum e asta nebunia lui Dumnezeu? N-ai auzit în Biblie cum e nebunia lui Dumnezeu? Zice, un păstor avea 100 de oi. 99 dintre oi bune. Le plăcea pășunea, le plăcea păstorul, le plăcea staulul, totul era în regulă, numai una răzvrătită. Una nu-i convenea nici de păstor, nici de comitet, nici de cor, nici de fanfară, de nimic! Ce eu plec independentă, mă duc și mă descurc. Știți unde a ajuns? În prăpastia. Știți ce a făcut păstorul? Ce a căutat-o până când? Dumneavoastră vă dați seama ce nebunie asta. Adică noi așteptăm un an, doi și ștergem numele din registrul bisericii. Și el pleacă în Africa, în Canada, în Irlanda, în Anglia și după 10 ani vezi că vine înapoi în biserică. Păi cum? Există un păstor care are o nebunie să vină după tine până în Irlanda, până la capătul pământului, până te găsește. Și știți ce a făcut când a găsit-o? A chemat-o la comitet. Nu, eu așa fac. Cum e una răzvrătită, o chem la comitet. O trag un pic de urechiușe, dar dumneavoastră vă aduceți aminte de o cântare care se cânta în bătrân, zice, pe o oaie ce căzuse jos, a ridicat-o el și-a pus-o în brațe iubitor, blândul. Pe unde mai găsiți nebunie ca asta? Putem noi iubi așa? Ascultați-mă, noi nu știm să iubim. Dacă nu venea Hristos, noi nici nu știam ce e iubirea, pentru că noi iubim pe segmente, oameni buni. Dumnezeu nu iubește pe segmente, nu iubește când e vreme bună, zice, pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până când. Noi nu, noi iubim pe segmente. După ce, gata, s-a terminat segmentul bun, sănătate, ți-am șters numele. Ia auziți o altă pildă. Zice că un tată avea 2 fii. Dar hai să vă pun într-o imagine mai actuală pilda asta. Gândiți-vă că dumneavoastră aveți o fiică, și fiica asta vă fură jumătate din avere. Și pleacă cu un derbedeu. Și derbedeul ăsta îi mănâncă bani în timp de 2 ani, o lasă și gravidă și o părăsește. Și acum ea intră în Botoșani. Luăm o localitate așa. Și toți pe geamul, toți pe la porți. Zice, o veni nebuna. L-o albit pe taică, sunt 2 ani, l-o terminat. Ia să vedem ce face taicăsul. Ce-a făcut taicăsul? Dumneavoastră ați văzut nebunie de asta? Este pentru prima dată și singura dată când există o pildă care îl prezintă pe Dumnezeu ca tată fugind. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu nu fuge niciodată. Dar când vine un fiu risipitor care i-a cheltuit averea cu destrăbălatele și vine să duce și să aruncă pe grumaz și face un anunț la toți ăștia pe la geamuri și pe la uși. Veniți la căminul cultural că fac masă de dragoste. Asta chiar e nebunie. Vreau să vă întreb, dar fiți sinceri, de când sunteți dumneavoastră, ați auzit vreunul care să revină, s-a lăsat de pocăință, s-a terfelit pocăința, ne-a făcut de rușine pe toți și după 15 ani revine în biserică. Vreau să vă întreb, îi faceți masă de dragoste? Dar de ce nu? Dar de ce îi faceți masă de dragoste numai la care se botează? Pentru că nu știm iubi. Nu știm iubi. Cine poate iubi așa? Măi, oameni buni, unde vreți să fugiți de iubirea pe care o căutați de o viață? Păi noi de asta fugim. Adică un rege care ne iubește cum nu ne-a iubit nimeni, are nebunia asta să nu renunțe la noi, să facă masă de dragoste când vin apoi, să te ia în brațe. Păi cine te mai poate iubi așa? Unde căutați iubirea asta? La vreun om? Credeți că o să o găsiți? Ascultați-mă, oamenii o să vă trădeze. O să vă folosească ca pe paharele de unică folosință. Atât. Dar Dumnezeu nu face asta. Binecuvântat să fie. Are nebunia asta să te caute până te găsește. Binecuvântat să fie. Oricine refuză iubirea lui Dumnezeu și oricine face pași în părăsirea din legământul care l-a făcut, îl întristează pe Dumnezeu. Hai să vă dau o pildă din Vechiul Testament. Gândiți-vă că în Vechiul Testament există un proroc care s-a căsătorit cu o curvă. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în poporul evrei, în Vechiul Testament, preotul și prorocul nu aveau voie să căsătorească cu o femeie depravată. Acum gândiți-vă dumneavoastră, păstorul bisericii s-a auzit că se căsătorește cu o prostituată. Ce zice dumneavoastră? Dom'le, tocmai păstorul ăsta, o nebunit păstorul. Gândiți-vă, preotul de la biserica ortodoxă a auzit, băi, s-a căsătorit cu o curvă. Păi ce zice poporul? Gândiți-vă, când prorocul ăsta s-a căsătorit cu femeia asta ușoară, ce a zis poporul? Băi, prorocul ăsta nu e normal. Prorocul ăsta o nebunit. Și uitați, atenți, o ia, îi schimbă numele, o spală, o curățește, o îmbracă, pune moștenirea pe ea și probabil tot poporul uimit zice, băi, asta la picioarele lui va sta o viață. Nu va mai mișca de acolo, la cât i-a făcut ăsta pentru ea. După un timp, cine credeți că pleacă? Ea. Se duce cu altă iară. Și ajunge în piață să fie vândută la un preț de sclav. Cine credeți că o cumpără iară? Prorocul. Și poporul zice, băi, ăsta e nebun. Știți ce a zis Osea? Asta e povestea voastră cu Dumnezeu. Dar voi n-ați fost atenți la mesajul lui Dumnezeu și Dumnezeu v-a pus o imagine. M-a folosit pe mine ca imagine să vă vedeți pe voi ce faceți cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb, când Dumnezeu va găsi pe dumneavoastră, erați în farmacie, bibelouri? De unde v-a scos? Unde o băga mâna după noi? În fundul mocirlei, și ne-a scos și ne-a curățit și ne-a dat moștenire și ne-a pus un nume nou. Vreau să vă întreb, cine trădează iară? Tot eu. Cine mă salvează iară? Tot el. Deci o cântare, unde voi găsi iubire ca a ta, dulce Iisus? Unde vom găsi iubire? În seara asta poți să lași un Dumnezeu bucuros dacă te întorci acasă, dacă îți plângi păcatele, dacă nu refuzi iubirea lui Dumnezeu sau ai libertatea să pleci, să lași un Dumnezeu plângând. Treaba ta. Al doilea lucru care vreau să vă spun în seara aceasta, punctul ăsta e foarte important, mai ales pentru cei care sunteți pocăiți. Fiți atenți, un Hristos care plânge pentru Ierusalim, un Hristos care are inima frântă și iubește Ierusalimul, un Hristos care are putere să salveze Ierusalimul și totuși îl lasă să fie nimicit. Vreau să vă întreb, păi cum? Dacă Dumnezeu te iubește, dacă Dumnezeu plânge pentru tine, dacă Dumnezeu are putere să te salveze, de ce te lasă să fii nimicit? Uitați-vă dumneavoastră, cu toată iubirea lui Dumnezeu, cu tot plânsul, cu toată dragostea. Zice la versetul 43, zice, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțul, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Dumneavoastră știți ce era aici? Tragedie națională. Copiii făceau baie în sânge. Dumneavoastră puteți imagina ce Dumnezeu ăsta? Păi dacă mă iubește, dacă plânge pentru mine, are și putere să mă salveze, de ce nu o face? De ce mă lasă să fiu nimicit? Ascultați-mă, cu toată dragostea lui Dumnezeu și cu toate lacrimile care le are pentru dumneavoastră, ascultați-mă, unii vor fi nimiciți. Și te întreb, băi, dacă Dumnezeu ne iubește, de ce ne lasă să ne ducem în iad? Dacă are putere să ne salveze, de ce nu o face? Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți o lecție foarte simplă. Și ascultați, Dumnezeu când te iubește, nu mântuiește. Vă repet, Dumnezeu când iubește, nu mântuiește, ci Dumnezeu când iubește, te cercetează. Dacă dai un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, te salvează. Deci nu le confundați, pentru că atunci ar trebui să ne mântuiască pe toți, că pe toți ne iubește. Deci Dumnezeu când iubește, nu mântuiește, că ar mântui toată lumea. Dumnezeu când iubește, te atrage, te cheamă, te strigă pe nume, te cercetează și dacă dai un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, te salvează, te mântuiește. Binecuvântat să fie El. Dacă nu dai un răspuns ca Ierusalimul, vei peri. Nu pentru că Dumnezeu n-a ținut la tine, nu pentru că Dumnezeu nu te-a iubit, nu pentru că Dumnezeu n-a murit pentru tine, ci vei fi nimicit pentru că nu ai dat un răspuns la dragostea lui Dumnezeu. De aceea țineți minte lucrul ăsta. Dumnezeu, pentru că ne iubește, trebuie să te cheme, pentru că nu poți să dai un răspuns la dragostea lui dacă nu ești chemat. De-aia zice, dacă aude cineva, iată, eu stau la ușă și dacă aude, dacă... Deci este o cercetare, este o atracție. Zice, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l... Deci dumneatale nici nu poți să răspunzi dragostei lui Dumnezeu să te mântuiască dacă nu ești atras, dacă nu ești chemat, dacă nu ești cercetat. Dar unul, doi dintre dumneavoastră veți simți o chemare, veți simți o cercetare, veți simți o presiune, veți simți un impact. Asta însemnează că Dumnezeu vă cheamă. Doar dacă dați un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu vă salvează. Acum gândiți-vă, crucea Domnului Iisus Hristos a fost înfiptă în mijlocul pământului, da? Vreau să vă întreb, cine era la stânga și la dreapta? Doi tâlhari. Na, trebuie să știți că omenirea se împarte în două. Tâlharul de la stânga și tâlharul de la dreapta. Oricum toți sunteți niște tâlhari. La crucea Domnului Iisus nu-s decât doi tâlhari. Una în stânga și una în dreapta. Unul e mai parfumat, mai spreiat, ălalt e pășanț. Dar trebuie să înțelegeți, toți suntem tâlhari. Omenirea se împarte în două. Tâlharul de la stânga, tâlharul de la dreapta. Acum vreau să vă întreb, n-au văzut ambii tâlhari aceeași scenă? N-au auzit ambii tâlhari aceleași cuvinte? De ce unul mântuit și unul nu? Păi cum se poate? Nu era aceeași iubire, nu erau aceleași cuvinte, nu era aceeași scenă. De ce unul mântuit și unul nu? Pentru că unul a dat un răspuns și a zis, pentru noi este drept. Ai simțit o cercetare, ai simțit o chemare. Zice, Doamne, adu-ți aminte de mine. Ăla voia să dea jos să-și continue viața la altă. Deci oricum noi toți suntem niște tâlhari. Un tâlhar care răspunde și un tâlhar care nu răspunde. Un tâlhar mântuit și un tâlhar nemântuit. Înțelegeți care e diferența între noi? Nu ne împărțim în penticostali, baptiști, ortodoxi. Nu. Tâlhari mântuiți și tâlhari nemântuiți. Dar de ce mântuiește un tâlhar și unul nu? Pentru că unul a dat un răspuns, celălalt nu. Eu, de exemplu, am 4 copii. 2 sunt majori, Domnul să-i binecuvânteze. Unul e mântuit, unul nu. Păi vreau să mă întreb pe dumneavoastră, nu au avut aceiași părinți? Nu ne-am rugat la fel pentru amândoi? N-au fost la aceeași biserică? N-au ascultat aceleași predici? N-au fost amândoi la tineret? N-au fost amândoi la evangelizări? De ce unul mântuit și unul nu? Simplu. Unul a dat un răspuns la dragostea lui Dumnezeu și unul n-a dat. Și dumneavoastră aveți în casă. Cum adică unul e mântuit, unul nu? De ce? Acum ascultați-mă, dragii mei, dumneavoastră, vă rugați pentru copiii dumneavoastră, pentru parteneri, sau copiii se roagă pentru părinți și foarte bine faceți că vă rugați. Numai că trebuie să știți un lucru, mai ales părinții care vă rugați pentru copii, că sunt atâția părinți dezamăgiți, debusolați, care cad în depresii, pentru că nu înțeleg, când dumneavoastră vă rugați, Dumnezeu nu mântuiește. Când dumneavoastră vă rugați, Dumnezeu intensifică cercetările asupra copiilor tăi ca să poată da un răspuns, dar nu mântuiește decât la răspunsul lui. Și vor fi copii de pocăiți care nu vor da un răspuns. Dar nu pentru că Dumnezeu nu ți-a ascultat rugăciunea ca părinte și rămâi dezamăgit. Uite, al ăsta e mântuit, a meu nu-i. Păi înseamnă că Dumnezeu la mine nu ține la el. Ei, dacă ar trebui să-i mântuiască la rugăciunile noastre, ar trebui să-i mântuiască pe toți, că toți ne rugăm pentru copii. Dar dumneavoastră când vă rugați pentru copii, Dumnezeu începe să-i cerceteze mai amplu și apasă pe ei și face niște cercetări mai apăsate, adică intensifică cercetările pentru că tu te rogi. Și ascultați-mă, dacă sunteți copii sau parteneri, soț sau soții nemântuiți aici și aveți pe cineva care se roagă pentru dumneavoastră sau părinți sunteți și se roagă copiii pentru dumneavoastră, ascultați-mă, nu vă văd bine. O să dea Dumnezeu cu voi de toți pereții. Pentru că cineva se roagă. S-a rugat un frate în biserică și a zis, Doamne, eu nu vreau să merg fără familia mea în cer. Știți ce s-a întâmplat mâine zi? Fiica lui, care era nemântuită, a avut un accident grav. Mașina a fost făcută praf și ea a scăpat. Vreau să vă întreb, a ascultat Domnul rugăciunea tatălui? Și ce a făcut? L-a mântuit? I-a mântuit fiica? Nu. De ce au făcut? O amplificat cercetarea asupra fiicei lui, ca fiica lui să dea un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, să fie salvată. Înțelegeți? Păi citiți dumneavoastră, de exemplu, auziți un titlu în Biblie, Mustrarea cetăților nepocăite. Și auziți ce zice? Vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaida, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon ținuturi păgâne, minunile care au fost făcute în tine, de mult s-ar fi pocăit cum? În sac și în cenușă. Păi vă întreb pe dumneavoastră, dacă Dumnezeu știa că ăia se pocăiesc la minunile astea, de ce nu le-a făcut acolo? Păi adică cum? Ăia se pocăiau la minunile și semnele astea în sac și în cenușă și nu le-a făcut Dumnezeu acolo. Le-a făcut la ăștia care nu se pocăiau. De ce? Pentru că Domnul Iisus a zis, zice, eu n-am venit decât la oile. Nu era timpul cetăților acelora. El venise pentru oile pierdute a lui Israel și acum, pentru că erau patriarhi, erau generații în spate, el amplifica cercetarea asupra cetăților evreiești ca să dea un răspuns, la fel ca și Ierusalimul. Cum zice la Ierusalim? De câte ori n-am vrut să te strâng cum strânge cloșca puii și n-ai... Deci observați, pentru că dumneavoastră vă rugați pentru copiii dumneavoastră, ce se întâmplă? Dumnezeu în viața lor face semne, face minuni, amplifică cercetările, dar dacă nu dau un răspuns, vor rămâne nemântuiți. Înțelegeți? Păi ia gândiți-vă, acum bineînțeles că să nu vă apuce groaza acum, dar dumneavoastră înțelegi, când se roagă părinții pentru tine, prima dată Dumnezeu te cercetează prin bunătate. Deci nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? Și ce înseamnă? Părintele se roagă, Doamne, te rog, copilul meu să ia bacul. Vreau să vă întreb, câți copii ați văzut după ce iau bacul să vină hotărâți să se pocăiască? Ați zis dumneavoastră? Doamne, după ce iau bacul, Doamne, un serviciu, să bage și el un ban în buzunar. Și ia primul salariu și vine la biserică și zice, vreau și eu să mă pocăiesc. Eu n-am văzut ăștia. N-am văzut niciun copil și n-am văzut prea mulți oameni care să pocăiască după ce și-au cumpărat mașină, după ce și-au zidit casa, după ce au băgat bani în buzunar. Dar asta era bunătatea lui Dumnezeu. Și pentru că părinții s-au rugat pentru tine, ai luat bacul, ai băgat bani în buzunar, poate ai ajuns unde ai ajuns și ai ce ai, dar tu trebuia să te pocăiești. E pentru că nu te-ai pocăit și n-ai văzut bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeu schimbă placa. Vă rog frumos să citiți dumneavoastră în Biblie unde scrie mai bine, nu bine, ci mai bine. Ia auziți ce zice. Mai bine într-o casă de jale decât într-una de... Acum spuneți dumneavoastră, unde e mai bine? Acum gândiți-vă, unde e mai bine? La oala cu sarmale, cu suc lângă ea, cu prăjitură, sau lângă un sicriu cu ce ai drag în el? Unde e mai bine? Vă spun eu, bine a fost lângă oala cu sarmale, dar tu n-ai văzut asta. Și Dumnezeu zice, mai bine trecem în partea asta la altă, lângă un sicriu, că-ți vine mintea la cap. Nu că n-ai văzut minunile lui Dumnezeu, nu că n-ai văzut bunătatea lui Dumnezeu, dar când au fost bani în sertar, când ai fost sănătos, când ai stat lângă oala cu friptură, nu ți-o venit ție în cap să te pocăiești, atunci Dumnezeu zice, a, n-ai vrut să te pocăiești când a fost bine. Mai bine într-o casă de jale. Mi-a murit unul dintre prietenii cei mai buni anul ăsta. Eu am fost fotbalist, asta a fost meseria mea, un timp din viață, un segment, și băiatul ăsta, deci era un băiat făcut, fizic, nu știu să fi suferit așa ca să trebuiască să moară. Mă duceam, mă uitam la sicriu la el, mă uitam la... Bă, nu ești tu. Dar n-ai cum, mă, n-ai cum să mori. Nu ești tu. Eu vorbeam. Ei, dar când mă uitam la el, bă, parcă-ți vine mintea la cap. Bă, dar ăsta a fost coleg cu mine, mă. Și parcă mă doare și pe mine e ceva acum. Acum cred că urmez eu. Bă, și cam îți vine mintea la cap. Pleci de acolo, nu te mai gândești la bani. Nu te mai gândești nici la croazieră. Deci, Doamne, se pot ajunge acasă. Și mai îți trece. Ei, cum îți trece durerea de rinichi? Iar încep să alergi. Și Dumnezeu zice, mai bine într-o casă de jale. Ia, vă rog frumos, să faceți exercițiul ăsta, să vă duceți în cimitir lângă o groapă și să vă numărați banii. Să vezi ce bine dă. Parcă nu. Parcă nici nu-ți vine să-i scoți din buzunar. Bă, dar ce omul, mă, ce e viața? Mă, bă, l-am băgat pe ăsta drag mie în pământ. Nu mai e chef să-ți numeri banii. E, bine era când ai avut bani în buzunar. Bine era când ai fost sănătos. Bine era când ai fost în succes și ai luat examene, dar n-ai priceput bunătatea lui Dumnezeu. Zice Dumnezeu, mai bine! Ia gândiți-vă ce zice Domnul Iisus în predica de pe munte. Mai bine fără un ochi decât cu doi în ghena. Cum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum e mai bine? Cu un ochi sau cu doi? Păi bine a fost cu doi ochi, dar nu te-ai pocăit. Și acum zice Dumnezeu, e mai bine cu un ochi decât cu doi că te duci în iad. Mai bine fără un picior decât cu două. Mai bine fără o mână decât cu două. Păi cum să fie mai bine? Bine a fost că n-ai avut două mâini, două picioare, doi ochi, două urechi și ai auzit. Dar tu n-ai înțeles și atunci Dumnezeu zice, mai bine fac ceva, dar să nu te pierd. Vreau să vă întreb dumneavoastră, dacă ați vedea copilul dumneavoastră că aleargă spre un hău, o gaură cu pucioasă, și vedeți că mai are câțiva metri și se aruncă acolo și nu ascultă de ce zice să se oprească. Dar mai ai o șansă să te arunci după el și să-l prinzi, dar îi rup mâna. Ce ați alege? Îl lăsați în groapă sau îi rupeți mâna? Dar nu iubirea asta. Ba da. Nu asta înțelegeți? Și Dumnezeu zice, atâta viață, atâta parte din viață a fost bine, n-ai înțeles nimic. Deci e mai bine dincoa, pentru că inima ta începe să capete înțelepciune. Am botezat anul ăsta un băiat 20 ceva de ani, eu am putat, eu tăia piciorul la Cluj. Știți ce-a spus? Deci mi-am pierdut piciorul, dar l-am găsit pe Domnul. Cum e mai bine? Să nu găsești pe Domnul niciodată. De-aia v-am spus, ăștia care aveți rugăciuni în spate, nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu vă jucați că la o simplă suflare a lui Dumnezeu și pentru că aveți rugăciuni în spate, Dumnezeu, pentru că te iubește, va acționa și va amplifica cercetările asupra ta. Dar au fost momente frumoase când o ascultat Dumnezeu și rugăciunile tale și la părinți și au fost bine și n-ai vrut. Nu da vina pe Dumnezeu că e mai bine decât să pieri cu un handicap. Și ascultați-mă, singura armată din lume unde un general înrolează numai handicapați este Dumnezeu. Pentru că generalul e tare. Orice general din lumea asta selectează oameni care să poată câștiga bătălia. Generalul zice, vino încoa cu handicapurile tale, cu truda ta, cu împovărarea ta, pentru că eu câștig războiul. Ce frumos! Vino! Handicapurile tale, slăbiciunile tale nu pot opri puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Avem o soră credincioasă în adunare, eu zic, după părerea mea, că e cea mai credincioasă, cea mai postitoare, cea mai rugătoare, cea mai darnică. 4 copii, 2 mari. Cum se roagă femeia asta pentru ei? Fără răspuns. Și într-o zi, unul dintre copiii mici, 5-6 ani, se joacă în o gradă, în grădină. Și noi la țară, când facem fânul, îi punem în porșor. Nu știu cum îi spune noastră. Căpiță, porșor. Dar imaginați-vă ceva, da? Și cineva o lăsat în porșorul cu fân, furca cu coarne împlântată în sus. Și copilul ăsta în joacă s-a aruncat în porșorul cu fân și a intrat cornul la furcă în ureche 6 cm în creier. Mașină, elicopter, spital, doctorii notau și spuneau șansa lui să scape e ca și cum mergi cu avionul la 10.000 de metri înălțime și dai drumul la un creion de la 10.000 de metri și pică exact în cap la cine trebuie pe pământ. Ce șansă avea? Fără șanse. Știți ce a făcut? Pe băiatul ăsta îl durea capul rău și nu știa nimeni de ce. Și doctorii l-au desfăcut pe cap și au urmărit urma la cornul de la furcă. Și a intrat în ureche și în creier avea o malformație din naștere. Și a intrat și a spart malformația. Și ăștia, când au văzut că a intrat în malformație, o decupa malformația, o scos-o Copilul trăiește și acum. Credeți că s-o pocăie cineva? Nu era asta minune? N-ai văzut minunea lui Dumnezeu la atâtea rugăciuni? A mai venit un accident și s-a pocăit unul din doi băieți. Păi n-au văzut amândoi aceleași lucruri. Fugim. Fugim de iubirea pe care o dorim. Și Dumnezeu, trebuie să înțelegeți, El face totul și amplifică cercetările care să te aducă, să te strângă cum strânge cloșca puii. Dar dacă tu nu dai un răspuns, vei pieri ca Ierusalimul iubit. N-a fost nimic mai iubit ca Ierusalimul și a pierit. Așa vei pieri și tu, dacă nu dai un răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu te cheamă, te cercetează, te atrage, te strigă pe nume, dar tu trebuie să dai un răspuns ca să fii salvat. Aș vrea să închei în seara aceasta să vă spun că oricât de mult ne-ar iubi Dumnezeu, oricât de mult s-a ruga cineva pentru noi, există o zi finală în perioada de cercetare a lui Dumnezeu. Ia auzi ce zice Biblia aici, la versetul 42. Deci, în primul rând, Iisus a plâns, dar în al doilea rând n-a salvat pentru că n-a dat un răspuns. Și în al treilea rând, oricât ne-ar iubi Dumnezeu și oricât s-a rugat cineva pentru noi, există o zi finală în cercetarea lui Dumnezeu. Zice, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Ascultați-mă, există o perioadă de cercetare când poți să dai un răspuns lui Dumnezeu. Dincolo de ziua finală, totul e ascuns de tine, nu te mai poți pocăi. Nu mai simți, nu mai ai chemarea, nu mai ai cercetarea. Zice, asta era ultima zi. Dincolo de asta, nu mai urmează decât nebunie. Nu știu dacă ați văzut vreodată vreo planșă de șah. Când iei regele de pe planșa de șah, rămâi cu nebunii. Ascultați-mă. Când ai luat regele din viața ta, rămâne nebunie. E treaba voastră. Eu nu știu cât timp mai aveți în perioada de cercetare, dar ascultați-mă. După aia, e nebunie. Vreau să vă citesc ceva foarte frumos de la Cântarea Cântărilor, dacă poți să pui. Capitolul 5, versetul 2. Aici vorbește despre perioada asta de cercetare, dacă poți să pui Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 2. Fiți atenți aici. Asta e o poveste de iubire, Cântarea Cântărilor. Știți toți lucrul ăsta. Zice, adormisem, zice ea, adormisem, dar inima îmi veghea. Și auziți, este glasul preiubitului meu. Observați? A început să vorbească preiubitul și ea trebuia să deschidă. El a început să vorbească și a început să bată. Sunt două lucruri. Bate și vorbește. Și zice, deschidem, soro, scumpă, porumbiță, neprihănită. Observați? Perioada în care Dumnezeu sau iubitul are o perioadă când bate. Are o perioadă când vorbește. Auziți? După asta, la versetul 3, ce zice ea? I-aș pune întrebări. El bate, zice, porumbiți-o, deschidem, iubito. I-aș pune întrebări, zice, mi-am scos haina, cum să mă îmbrac chiar? Și mi-am spălat picioarele, cum să le murdă? Bă, să-i deschid, să nu-i deschid. Mă gândesc acum, nu că nu i-aș deschide, dar parcă acum sunt într-un confort, nu prea îmi vine să mă duc acolo la ușă să-i deschid și are o luptă interioară ea, exact cum aveți și dumneavoastră și noi, da? El bate, vorbește și se creează o luptă în interior. Îți pui întrebări, bă, să deschid, bă, să răspund în seara asta, să nu răspund. Dar poate trebuie să mai fac aia, dar poate trebuie să-mi căsătoresc copilul, dar poate trebuie să mai mă duc dincolo. Și îți pui întrebări. Fiți atenți ce face el la versetul 4. Amplifică cercetarea. Observați? Prima dată vorbește, bate, după aia amplifică. Dar iubitul meu a vărât mâna pe gaura zăvorului. Deci este o cercetare, este o amplificare a cercetărilor, o continuare. Și zice ea, mi-a fost milă de el atunci. Și zice, s-a hotărât să-i deschidă. Și auzi, zice la versetul 6, am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, Dana mi-a răspuns. Până te gândești tu ce să faci și-o trecut perioada aia, când ai să deschizi, n-ai să mai găsești nimic. Vei merge la cimitir și vei striga morților să ridice de acolo să intri tu și la stângi să cadă peste tine că va veni mânia lui Dumnezeu. Înțelegeți? Domnul bate, vorbește, amplifică cercetarea până stai tu să te gândești. De-aia zice, căutați pe Domnul, căutați-L câtă vreme este, într-o zi o să deschizi și nu-i mai nimeni. O să nebunești și nu o să mai fie nimic. Anul acesta un slujitor a primit un telefon de la o fată de 17 ani. Era după perioada lunii martie și l-a sunat pe slujitor, pe păstor și a zis fata așa, zice, la 1 martie am vrut să-mi fac un cadou de ziua mea. Așa erau ei în lume, 1 martie, ziua lor, a femeilor. Și zice, am vrut să-mi fac un cadou de ziua mea. Zice, am vrut să mă sinucid. Mi-am pregătit paharul cu o treavă. Deci eu la ora 10 seara mă culc. N-am mâncat spre seară să prindă o travă mai bine. Mi-am lăsat niște bilețele scrise pentru părinți să nu-i afecteze așa de tare, că nu erau ei vinovați. Și așteptam ora 10 să beau paharul și să termin tot. La ora 10:20 sună telefonul. Mă uit pe telefon, colega mea de la școală. Nu m-a sunat niciodată. M-am pus colegă cu ea din milă, că era urâtă și nu băga nimeni în seamă. N-avea prieteni și prietene. Și m-am pus din milă, colegă cu ea. Și acum, dintr-o dată, ea mă sună 10:20. Și am răspuns. Și ea zice la telefon, auzi, nu știu ce vrei să faci, dar ce vrei să faci, să nu faci. Dumnezeu te iubește. Și când am auzit lucrul ăsta, m-a apucat așa o slăbiciune și mă uitam prin cameră și Doamne, Tu mă vezi. Mă vezi, mă știi, mă cunoști. Și m-am dus cu paharul la toaletă și l-am turnat. Zice, merg cu colega mea la biserică de vreo câteva săptămâni și ascult 10 predici pe zi. Sunt cea mai fericită fată din lume. Știți cât era ceasul? Știți cât mai avea? 20 de minute. Dincolo de asta, nu mai era nimic. Voi înțelegeți ce seara asta? Un apel de la Dumnezeu și s-ar putea să fie ultimul pentru tine. S-ar putea, dincolo de apelul ăsta lui Dumnezeu, peste 20 de minute să nu mai fie nimic, să se termine totul. Tu înțelegi? Clipa asta poate fi veșnică pentru tine. Nu știu cât e ceasul pentru tine. Nu știu câte minute mai ai. Dar ascultă-mă. E minutul tău. E secunda ta să faci ceva. Dacă vei da un răspuns la dragostea lui Dumnezeu și vei îngenunchea și îți vei plânge păcatul, vei lăsa un Dumnezeu bucuros și tu vei trăi veșnic. Sau poți să pleci. Să nu te intereseze că Dumnezeu știe că ai venit aici, că te cunoaște. Și ceea ce ai vrut să faci, să nu faci. Dumnezeu te iubește. Trebuie să faci altceva. Trebuie să te așezi la picioarele Lui. Dar Dumnezeu nu te forțează. Ești liber să te gândești, să spui întrebări. Poți să pleci, poți să-L lași pe El plângând. Dar ascultați-mă. Există un vers care zice, mâna Lui la ușa ta n-are să mai bată. Eu nu știu. Vă invit să ne ridicăm. Aș vrea să stăm în liniște, nu se roagă nimeni cu voce tare. Aș vrea să te gândești la viața ta. Au venit ani și peste tine și chiar dacă ești tânăr, gândește că ai rugăciuni în spate, o bunică care a stat pe genunchi, un părinte care strigă pentru tine. Crezi că ai venit la întâmplare aici? De atâția ani amâni chemarea aceasta. Eu nu știu dacă vei mai avea minute, nu știu dacă mâna Lui va mai bate, nu știu dacă atunci când vei vrea tu să deschizi va mai fi cineva. Dar știu că acum este timpul tău, este clipa ta, este momentul tău. Stăm în liniște și dacă vrei să dea un răspuns, în inima ta prăbușește-te la picioarele Lui și spune: Doamne, cum să plec acasă să te las plângând? Nu mai scos Tu din mocirlă, nu mai scos Tu în clipele grele din viață, nu m-ai ajutat atunci când toți m-au părăsit. Cum să te las plângând și să plec acasă să-mi văd ale mele? Spune, Domnule, vreau să îngenunchez la crucea Ta, vreau să Te îmbrățișez, să Te prezint tuturor că ești cel mai frumos. Stăm câteva momente în liniște și dacă există cineva care nu vrea să refuze iubirea lui Dumnezeu și vrea să accepte iubirea lui Dumnezeu, spune în inima ta lucrul ăsta. Poate că ai părăsit legământul, ai făcut pași și te-ai depărtat de iubirea lui Dumnezeu, n-ai fost atent, nu te-ai mai uitat, ai uitat de zile fără număr, te-ai depărtat, ai alergat după alte nebunii. În seara aceasta există un tată care te așteaptă acasă. Vino și tu ca fiul risipitor și Domnul te va primi ca pe Petru, dar trebuie să verși lacrimi cu amar și să vezi dragostea lui Dumnezeu care a durat atâția ani și te-a așteptat și te-a răbdat. Înțelege că trebuie să dai un răspuns la dragostea Lui ca să fii mântuit. Dumnezeu te iubește, te cheamă, te cercetează, te strigă pe nume, dar dacă dai un răspuns la dragostea Lui, vei fi mântuit. Și înțelegi în seara asta că perioada de cercetare a lui zi finală, dincolo de ea, e numai nebunie. E minutul tău, e ceasul tău, pe care trebuie să-l folosești dacă vrei să durezi veșnic și să nu pieri odată cu lumea. Stăm câteva clipe în liniște, fiecare face un legământ în inima lui. Dacă ai părăsit legământul, reînnoiește-ți legământul și roagă-te lui Dumnezeu în inima ta. Stăm câteva clipe în liniște.